Eu sunt Victor, sunt un tânăr gay, creștin, credincios din România. Nu văd niciun conflict între orientarea mea sexuală, între cine sunt eu ca persoană gay și convingerile mele spirituale-religioase. Din contră, cred că acestea merg foarte bine în mână în mână, pentru că la baza creștinismului sunt acele valori fundamentale care pornesc de la dragostea de Dumnezeu și dragostea față de aproape. Pentru mine, Crăciunul este una dintre acele ocazii din an în care îmi aduc aminte că trebuie să fiu bun și că pot fi bun. Nu se poate să nu mă gândesc la celelalte persoane care fac parte din comunitatea LGBT și care, din păcate, nu pot să-și sărbătorească Crăciunul alături de familia lor, alături de părinți, alături de frați, pentru că au fost respinși de acestea din momentul în care și-au făcut coming out-ul. Sunt destui care spun că persoanele gay nu există și totuși, uite-mă, sunt aici. Sunt destui care spun că persoanele gay credincioase nu există și totuși, uite-mă, sunt aici, o persoană gay creștină credincioasă. Voi spune direct, cred că sunt unul dintre oamenii privilegiați din lumea asta care își pot sărbători Crăciunul în familie. Îmi sărbătoresc Crăciunul alături de partenerul meu cu care formez o familie de 5 ani de zile. Sentimentul acesta este greu de exprimat în cuvinte. E ceva al aparte, e ceva al nostru. Imaginea lui Dumnezeu se găsește în fiecare dintre oameni, inclusiv în persoanele LGBT. Și că fiecare act de misoginism, de rasism, de homofobie sau de transfobie este de fapt un atac la adresa imaginii lui Dumnezeu.